Acum a venit momentul să luăm legătura cu Anatol, care s-a cam pierdut în ultimele câteva minute. Nu știam unde a plecat. Brusc a decis că mă duc până la soacră mea, doar că am înțeles că în așa și nu am mai ajuns acolo. Anatol, unde ești? Ce ai pățit? Și ce se întâmplă? Hello, hello, bună dimineața! Bună dimineața pentru toată lumea! 1 septembrie, tra-la-la-la-la-la-la-la! E ultima zi de pregătire înainte de marele cunoștințe pe care le vom lua de la școală, de la profesori. Ultimele pregătiri și pentru toți cei care realizează caiete, obiecte pentru școală. Chiar mă interesează cum merg vânzările. Hello, bună dimineața! Bună dimineața! Do you speak English? Ah, interesant, eu dacă vreau să cumpăr un caiet, atunci o să vorbești cu mine? Cât costă caietul ăsta? Eu vreau să-l cumpăr. Incredibil, incredibil. Bună dimineața, doamnă. Ce căutați? Ищу тетрадь для своего сына. Așa, tetrad. O singură tetrad sau mai multe vreți să luați? Ну, пока только тетрадку. Dar de ce una numai? Он у меня учится в училище. Așa. Нужна только одна тетрадь такая. Am înțeles, am înțeles. Eu tot aveam așa un caiet în care îl foloseam și la limba română, și la biologie, și la geografie. Un singur caiet la toate obiectele, da? Da. Da, foarte bine, foarte bine. Cam cât costă una astfel de tetrad? 2000 de lei. 2000 de lei, incredibil, incredibil. Eu mi închipui când dacă vreau să te scot la o cafea, cât o să mă coste. Ok, noi revenim, sunt mai multe tarade. Cu caiete, fiți atenți, iată, 70 de bani un astfel de caiet. Merg vânzările bine, apropo? Hello. Merg vânzările bine? Eu mă tind că am vorbit. Dumneavoastră încă n-ați vorbit. Merg vânzările bine, adică aveți business? Poți nu înțelegeți nici românești, nici moldovenești? Eu nu vreau să vorbesc. A, nu vreți să vorbesc. Vă spuneți, nu vreau să vorbesc. Dar cum moldovenești, românești? Și 1 septembrie. Mă rog, băieți, mă rog, băieți. Băi, sunteți gata de școală? Nu. Nu învățați? Nu-i frumos. Cine nu învață, nu are cadouri. Bună dimineața! Bună dimineața! Te-ai pregătit de mâine, de școală? Da. Ce ți-ai luat? Caiete, pixuri. Caiete, pixuri. Cam la cât ai ajuns? La câți bani ai ajuns? Pentru toate cheltuielile. 100 de lei. 100 de lei, da. Pe tot sezonul? Nu, deci cred că pe parcurs o să-mi iau. Extraordinar. Arăți foarte bine. De unde ai pistrui? De la tata sau de la mama? De la mama. De la mama. Iubesc pistrui. Să trăiești, să trăiești. Ok, hai să vedem ce-ți mai vin de pe aici. 1 septembrie pentru mulți din Republica Moldova, din capitală, înseamnă o aglomerație, pentru că așa suntem obișnuiți noi să ne trezim în ultima zi. Haine, nu, n-avem nevoie de haine. O, cântar, bună dimineața. Ia. Nu gua. 96. 97. Gata, mersi, mersi. Adin lei, dacă îmi spuneți românește, vă dau adin lei. Adin lei, da? Păi ce cum e asta azi? Adin lei. Eu acuși vin. În astăzi dimineața e așa mai deocheată, nu știu cum. Bună dimineața. Ghiozdane? Da. Cât costă un ghiozdan de ăsta, de exemplu? De exemplu. Sunt diferite prețuri. De la 125 și în sus. Contează animalul de pe ghiozdan? Nu. Contează mărimea și că contează... Mărimea, cum normal contează. Mărimea și calitatea de material. Așa. Vânzările cum merg? Sau încă vă așteptați astăzi să faceți ravagii? Da, așteptăm, încă nu știu. Da, așa au mers bine? Lumea cumpără sau? Lumea, da, cumpără. Cumpără, lumea, cumpără, adică da. Merge bine, da? Da. Business-ul e business. Da. Ei, dar fi în 1 septembrie în fiecare zi, da? Da. Bun, mersi, mersi, frate. Hai să repede să vedem ce mai avem. Apropo, ghiozdanul ăsta de la mine l-am împrumutat de la doamna. Bună dimineața, doamnă. Bună dimineața. Ghiozdane multe. Ghiozdane. Da. Arătați-mi cel mai scump ghiozdan. Cel mai scump? Arătați-mi-l. 250 cel mai 250, scump. Arătați-l. Ăsta e ghiozdan de 250, doamnă? Așa. Ăsta e de 250? Așa. Așa, din piele de crocodil, ce cu el? De ce așa scump, doamnă?
Așa mi-a pus și eu așa lucru. A, așa v-a pus. Dumneavoastră v-a spus 220, dar v-a mai spus 30 de lei. A spus 250, așa cum am scris, așa și este. Păi da, da, șeful v-a... Și eu mai scad la 20 de lei. Aha, pentru că șeful v-a spus 220, dumneavoastră a spus 30. 250 și la 200. Păi normal, șeful vă dă 220. Stați așa, șeful vă dă cu 220, dumneavoastră spuneți 30 ca să rezi. Eu îl vând, cum mi-a dat șeful, 250 și îl vând cu 20 redus și gata. Și care e avantajul dumneavoastră? 7%. O zi frumoasă cu soare și da, alături de toți prietenii. Mersi mult, da, doamnă. Ghiuzdanul întorc. Hai repede, repede, repede. Repede, mai avem câteva paragrafe. Flori, flori. Hei, hey, bună dimineața. Pentru cine sunt florile? Pentru profesoare? Da, da. Da? Nu, serios, pentru cine sunt? Nu, le duc la o comandă. La o comandă? La o doamnă, da. La o doamnă. O iubiți, da, pe doamna? Da, desigur. Da? Soția ia, mea. Ia, uitați-vă la doamna că poate să vă urmărească în emisie directă la jurnal. Da. Cum o cheamă? Vera. Vera, în genunchi. În genunchi. Ne punem în genunchi amândoi. Nu se mierte, soția dumneavoastră. Ne punem amândoi în genunchi. Da, în genunchi. Hai, uite, uitați. Așa, cum o cheamă? Veruța, da? Veruța, uitați-vă acolo, spuneți Veruța și începeți, hai. Vera, un buchet pentru tine, nicătând că noi creștem flori. Nu vă uitați flori, la mine, la Vera uitați. Noi creștem flori, este ei mulțumită de flori, are flori în destulat. Buchet la mine, personal, pentru dânsă. I love you. Te iubesc. Da, e bine, o iubesc. Ok, foarte, foarte, foarte frumos. Ce înseamnă dragoste adevărată? Cam asta e. Hai repede să văd domnișoara ce faci. Domnișoara vorbește la telefon. Bună dimineața! De ce în timpul serviciului noi vorbim la telefon? Eu nu sunt încă în timpul serviciului. Aha, cât costă un caiet? Cel mai scump caiet, arată-mi-o. Și cu asta terminăm tot. Cel mai scump caiet, arată-mi-l și cu asta basta. Poftim? Ceai cu ofi fierbinte. Ceai cu ofi fierbinte, cât e ceaiul? E 3 lei. 3 ceaiuri? 3 lei. 3 ceaiuri? Da. Mâine. Nu, serios? Deci, eu n-am fost serios niciodată. 3 ceaiuri, cât arată-mi? 8 lei. 8 lei cel mai scump? Da. Rogua. 8 lei. Linii normale, 8 lei. Zahăr vă trebuie, zahăr, câte una zahăr. Zahăr cât? Cât? Două zahăr. Tu zahăr cât? Metru și roșu. Tot două. Și atunci și eu două. Ok. Această dimineață o petrecem cu ceai, o petrecem cu deșteptarea de weekend și cu o ieșire la plimbare împreună cu familia, împreună cu copiii, ca să mai reușim să cumpărăm ceva, pentru că mâine toată lumea la școală. Alex, noi bem ceai, tu lucrezi. Iuhuu! Ca de obicei. Anatol, ia-mi, te rog, și mie un caiet din ăla și niște zahăr, două, te rog, vreau și eu, mai mult nu-mi place. Se vede că Anatol nu prea a fost la școală când era copil,